Astăzi am luat 10 abonați random și am pus să supraviețuiască pe un cerc în Minecraft pentru 100 de lei. Ceea ce ei nu știu este că eu și prietenul meu Dragoș suntem acolo să-i trollăm ca să le facem challenge-ul mai greu. Hai să ne cunoaștem concurenții. Și suntem aici cu primul nostru concurent. Următorul pe lista. Următorul concurent, domnul de Lucky sau Lucky. E de Lucky sau Lucky? Am 12 ani și mă cheamă Luca. Te cheamă Luca? Nu cred! Am 13 ani și mă cheamă Hâțu 23. Hâțu 23? Așa te cheamă în buletin? Păi mă cheamă Nicol, am 12 ani. Da, mă cheamă Iulie și am 14 ani. Mă numesc Kevin și am 14 ani. 13 ani. Păi mă cheamă Andy și am 17 ani. Mă cheamă Tudor și am vârstă de 14 ani. Ianis, dar am 13 ani. Păi am 16 ani și mă cheamă Gabriel. Ai idee ce jucăm azi? Nu am nicio idee. Parcur? Ceva cu parcur. Mă, sincer, nu prea am idee și mi-e cam frică de ce ne jucăm astăzi. Un escape room sau ceva parcur, nu știu. O să jucăm ultimul care rămâne pe cerc câștigă 100 de lei. Ce părere ai de asta? Un fel de Mr. Beast, dar altfel. O să dau tot cea mai bună. Ce o să faci cu 100 de lei dacă ai câștiga? Shawarme. Jocuri pe Steam. Sincer, cred că i-aș păstra pentru facultate. Habar n-am, chiar nu știu. Îmi cumpăr membru la Luca Luca. Îți urez foarte multă baftă și multă baftă. Baftă în challenge, bă, multă baftă. Ne vedem cu toți concurenții acolo pe cerc direct. 3, 2, 1, le-am activat PVP-ul. Nu le-am zis că am activat PVP-ul. Dați-i, dați-i, gata. Dați-i. Pădăluchi, toți Target. Și acum oficial am început, deci momentan sunt toți, nu? Adică n-am... Uită-te la ei, uită-te la ei ce se bat aici. Dar stau toți în mijloc, uite, deci toată lumea stă... Ia uite-l pe el, crede că stă pe shift aici, jos. Nicol, mișcă-te! Stai așa. Hai că le iau eu acum niște... Bă, ia stai mă, Dragoș, ia-ți un băț din ăsta aici. Bă, ce l-am rugat pe ăla! Nu, da, hai să nu-i lovim noi, dar fii atent, Dragoșe. Nu se mai lovesc? Ai dat PVP off sau nu se mai lovesc ei? Nu se mai lovesc, uite. Uite, efectiv, acum au început iar să se lovească, ok. Fii atent, Dragoșe. Acum o să facem prima chestie specială, să zic așa. Și le dăm cât un knockback 5 la toată lumea. Să vedem când o să iasă. Ia, le-am dat la toți, toată lumea. Mamă! Yeah! Nu! Mamă! Băi, Iuli! Nu! Băi, Iuli! Băi, Iuli, cum bate pe Nicol! Sep! 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 Yes, am dat cu unul jos, am dat cu unul jos. Am dat și eu pe unul jos. Băi, Iuli! Băi, Iuli, băi! Iată, disable! Am dat cu unul jos, am dat cu unul jos. Și eu tot pe unul. Au căzut! Au căzut doi! Au căzut! Deci a căzut? Oh my god! Lucky 77 și Loctani! Nu cred, bă! Bă, ce ați făcut, bă? Ați murit? Nu, am dat! Am murit ei, bă, Luca! Nu cred! Eu nu pot să cred că ați murit. Deci noi încercam să ne fim prieteni, nu o să ne facem un pact și tu îți bați joc în halul ăsta. Vă dați seama că dacă apăs acum un buton, vă dau la toți enable și nici nu știți? Să-l apăs, să nu-l apăs, nu știu ce să zic. Iuli, băi, Iuli! Eu ce țipă ăla? Care țipa, mă, ce aveți cu Iuli? Bă, Dragoș, și cum ar fi să venim noi aici și gen să începem să spargem din mapă, gen? Adică crezi că se supără cineva, gen, dacă facem așa? Oh, nu! Semn de protest, da, shift. Nu! Bă, fugiți! Aoleu, mamă, uite cât de close e aici. Mamă, mi-e rău, mi-e rău. Hâțule! Deci Andy n-are nicio treabă, bă! Mamă, ce era să-l arunc! Am un mare joc pentru voi, deci mai sunteți 8 în secunda asta, da? Da. Vreau să facem așa, mai sunt 4 sferturi din cerc, adică cercul are 4 sferturi. Vreau să mergeți 2 câte 2, pe câte o daia. 2 o să trebuiască să-i sacrificăm, deci 2 o să plece, dar eu nu mă uit cum vă puneți, o să selectez de pe acum care parte o să pice. Deci eu deja am selectat ce o să distrug. Dragoșe, tu o să apeși pe butonul ăla când o să zic eu. Voi vreau să mergeți 2 câte 2. Bă, păi aici e singur diamantul. Ce faceți cu diamantul? Mă duc eu la el, pentru că-l iubesc. Ia, deci toată lumea e 2 cu 2 pe un sfert. Am ales aia dinainte să văd unde sunteți. Adică eu nu e vina mea, da? Dragoșe, apasă! Apasă-l! Diamantul cu strunfanul! Ăla chiar a fost la noroc, da. Aia e, acum ce să facem? Bun, deci am improvizat repede o cameră aici să se uite și cei care au murit, din păcate. Deci a murit și diamantul. Dragoș sparge mapa, n-are nicio treabă. Cum ar fi să câștige singura fata? Ar fi esuletare, i-am dat un punct. Dragoș, zic, care crezi tu că o să câștige din acești ultimi participanți? Mai sunt 6, deci erau 10. Deci eu chiar cred că o să câștige Andy. Sau dacă nu, mizez pe Rareș Socaciu. Deci eu zic, fii atent, eu zic ori Andy, ori Nicol. Și eu zic Nicol. Cum ar fi să fie Nicol? Fără mișto, chiar ar fi tare, că e singura fată. Fii atent, Dragoș, acum că noi suntem de treabă, mergem și punem caboi pe aici. Se mai încurce prin ea, se mai ia la pumn. Pune de-astea nasoale. Degeaba pune, că asta cum ar fi în avantajul nostru dacă ne dă. Da, da. Acum e partea mea preferată din clipul ăsta. Știi ce urmează, nu? Arcul cu punch. Arcul cu punch. Deci fii atent. Toată lumea o să primească acum un arc. Toată lumea are punch. Am primit și eu. Păi și tu ai primit și tu ești concurent. Fii atent, ei n-au săgeți, Dragoșe. Și noi putem să le dăm câte o săgeată la fiecare. Le dau o săgeată să vedem ce se întâmplă. Da, fii atent, dă-le acum săgeată la toată lumea. Gata. E punch 5, e punch 5. L-am nimerit pe unul random. Asta e ca dacă dai în mine. Acum e asta. Sunt paranoic. Dau un Dragoș. Uite cum stau toți, deci toată lumea stă în cabuie. Bă, n-au voie să stea în asta, eu nu le-am pus așa. Nimeni n-a murit, mai dă-le o săgeată, mai dă-le o săgeată. Uite cum stau în astea șobolanii. Ăsta are săgeată, fii atent că ăsta are săgeată. Au, ăla trage mine cu ea. Dați-mi Luca. Bă, voi nu vă omorâți, ce se întâmplă aici? Bă, am o întrebare, de ce nimeni nu se omoară? V-am dat 1000 de săgeți și toată lumea stă în cabuie. 2 săgeți, 1000! Păi și 2 săgeți! Care vine să ia săgeata? Ia. Cu tine. Nu se riscă. Uite, am aruncat aici o săgeată. Uite-l pe Andy, Andy n-are nicio treabă, deci Andy s-a plimbat. No. Yeah! Mama, Iuli, vezi că... Ce faceți, mă? Bă, de lumea chiar nu-l suportă pe Iuli. Deci de la începutul clipului, toată lumea a dat pe Iuli. Ok, fiți atenți. Aveți 3 secunde să vă dați de pe partea asta unde e hâțul. Toată lumea se dea. Hâțul le pleacă de acolo. Unde e hâțul? Dădeți-vă de acolo toți! Repede! V-am zis să vă dați! Ce s-a întâmplat, mă? Mamă, câți mai... A murit și Iuli! Oh my god! Bă, săracul Iuli! Mai sunt doar 3 în viață, Iuli, îmi pare rău, dar au dat target pe tine de la început. Deci n-ai ce să faci, efectiv. Deci a mai rămas Azteca, Nicol și Seriously Andy. Bă, eu știam, mă, că Nicol ajunge, mă, ultima, eu știam. Luca, da. Am un cadou, poți să vei aici. Un cadou? De ce îmi dai mie arcul? Păi am și eu un arc, vezi, dau unde asta? Dai acum. Dau? Da. Bă, e PvP off. Și acum să-l zbor, gen. Mamă! Ia uite-l să... Oh my god, unde s-a oprit, ok. Deci am rămas aici cu ultimii 3. Cum vă simțiți să fiți ultimii 3? A fost cel mai stupid concurs și a murit lumea complet random. Ce părere aveți? Mai fă unul. Să mai fac unul? Da. Îmi place, mă, lui Nicol, n-ai ce zice. Bă, trebuie să ai și noroc aici, adică cred că vreau să mă distrez puțin, așa că o să vă dau o armă secretă, gen. Nu știu dacă îl mai țineți minte pe prietenul meu cu knockback. Și acum PvP-ul este on. Ăștia se omoară aici. Bine, nu vreți să veniți la mijloc, o să vă dau 10 săgeți în mijloc. Pentru cine se duce în mijloc aici are 10 săgeți. Eu n-am arc. A, Azteca e deja aici, gen. De PvP off, Dragoșe, repede, PvP off! Wow, ce era să-i fac? Bă, de ce era să-i fac lui Azteca? I-am blocat săgeata și era să omoare singur. Bă, păi stai că eu nu știam că Azteca era lângă. Ci că, bă, hai, care veniți la mijloc și ăsta era deja aici. Bă, nebunule! Hai, mă, că vă mai dau aici aia. Mai luați aici toată lumea, săgeți, uite și tu arcul. Ți-am dat și arcul înapoi, hai. Toată lumea are săgeți acum. Start PvP, acum! Acum, ia! Ia! Deci toată lumea are săgeți în secunda asta, nu știu câte aveți, dar v-am dat ceva. Ia, mai arunc cu niște săgeți pe aici. Ok. Mamă, ce... mamă, Azteca nu prea... Bă, dar voi faceți echipă, vedeți că și voi concurați, adică Andy cu Nicol... Oh, s-a dus Azteca! Bă, trebuia să joace la astea, mă, la cap. Du-te acolo, du-te acolo că nu trag. Du-te acolo că nu trag, auzi? Opa, Nicol, eu n-aș avea încredere în el. Nu, trebuie să fie corect. Așa. Trebuie să fie corect. V-am dat clear la toți, nu mai aveți niciun item. O să vă mai dau 2 săgeți fiecare. Hai, vreau să vă văd cum vă bateți pe viață și pe moarte. Dar uite că nu stă... Dacă îi prindea aia, dar nici nu stă la caboeb, Andy. Ok, fii atent, Dragoșe, scoate tot caboebul. Ok, Nicol, te-aș ruga să te duci pe partea cu Andy. Mai aveți doar un singur sfert de cerc. PvP-ul e on, baftă. Hai la pumni! Cine câștigă, Dragoș? Zi repede! Nu merge să dau în el! Ba da, merge, trebuie să ai tupeu! Că o să câștige Nicol. Nicol? Mamă! Aoleu! Le arunc o poțiune de speed! Dă-le, dă-le speed, dă-le speed. Bun, mă, ne putea lovi. Mai merge. Ok. Finala. Oh, nu, nu, nu. Bă, dai, băț, ai, băț. Nu știam, bă, GG, seriously, Andy a câștigat. Mamă, cum a fost asta? Deci a fost corect că nu v-am zis că vă dau băți. Adică s-a întâmplat ca el să ia mai repede bățul, dar nu v-am zis. GG. Ia zi, Andy, cum te simți? Toată lumea pe mut, vă rog. Bă, deci, efectiv, după norocul meu, mă așteptam să pierd la prima chestie. Gata, ai pierdut, ai murit și tu. Asta a fost challenge-ul, eu am câștigat banii. Like, subscribe.